Puterea jertfei. Într-o seară, la un han, doi călători vorbeau despre drumul lung pe care îl mai aveau de străbătut, cinstindu-se cu un pahar de vin. Deodată, lumea de afară a început să țipe. Alarmați, cei doi străini ies în uliță, unde văd o casă cuprinsă de flăcări, iar alături o femeie disperată, țipând: copilul meu, copilul meu este în casă, copilul meu, copilul. Fără să stea pe gânduri, unul din cei doi călători intră printre flăcări și după ceva timp iese cu pruncul în brase. Femeia îi mulțumește cu lacrimi în ochi, în timp ce lumea toată îl privește cu admirație pentru fapta sa. În tot acest timp, prietenul său nici nu se mișcase, ci stătea liniștit în fața hanului. Întorși amândoi la masă, acesta îi spuse: dar ești nechipzuit, omule, dar puteai să mori acolo. Ce te-a făcut să-ți riști viața? Ce m-a făcut? Am sărit în flăcări pentru a salva viața acelui copil. N-am făcut nimic deosebit. Dacă te uiți cu atenție în jurul tău, vezi că toate cele se jertfesc unele pentru altele. Până și grăuntele din pământ putrezește pentru ca din el să răsară o plantă nouă, o mlădiță care să ducă viața mai departe. Mama își sacrifică tinerețea pentru a-și crește copiii și a-i educa, soldatul moare apărându-și țara și așa mai departe. Toate trăiesc unele pentru celelalte. Bine, dar dacă ai fi murit și tu, ce realizai? Atunci aș fi fost și eu asemenea grăuntelui. Lumea toată este călăuzită de exemplul Mântuitorului, care s-a jertfit pe cruce pentru mântuirea noastră. Omul trebuie să urmeze și el acest exemplu, fără de care viața nu are sens. Cel cu sufletul curat caută binele celorlalți, nu pe al său. Se roagă pentru ceilalți, nu pentru sine. Deci, prin tot ceea ce face, trăiește pentru ceilalți, nu doar pentru el însuși.